eram la tot lucru, mă băgam, măi, înaintea carului și-napoi a lucrului, măi. Boinul scarului hâit, plugul jurăi rușinit, măi, dorule, otava îi necosâtă, multă casă-i părăsâtă, dorule. Duminică, fără un pic de predică, măi, fără masă în ocol, chită caldă din cuptor, măi, clopot n-am mai auzit, cuptorul s-o prăvălit, măi, dor. Să-i masa străcată, dorule. Mult de lucrat, vin eu la placă din sat, măi, cu gândul la lucru pus, să gătăm până la apus, măi. Azi nu-i căruță pe drum, nici la poartă cu soare, eram la scântat în vale. Și vinem cu ciur dansat, era vremea de cinat, măi. Apa-n vale o săcat, nu mai e nici de adăpat, măi, dorul. Am voie să te aplaud, Adriane, pentru acest cântec. Deja ne și imaginăm videoclipul. Nu. Deja suntem acolo, în tablou ăla. Nu știu dacă am mai găsit într-un cântec atâția termeni
din copilăria popular, noastră, da. Popular din copilăria noastră și pus așa într-un tablou frumos. Efectiv, fiecare strofă reprezintă câte două tablouri. Prima parte reprezintă ceea ce a fost, ceea ce am trăit efectiv, așa. Ceea ce m-a inspirat să creez aceste versuri și al doilea tablou e ceea ce văd acum, care e perfect în antiteză cu prima parte. Am auzit despre cuptor, mai mult am auzit despre tipsâi, am auzit despre ciurdă, despre plug, despre plug, despre carul cu boi, despre șuștar. Da. Mulți termeni din ăștia pe care generația tânără nu-i mai prea cunosc. Acum când îți spui, tu ești pe tati Emilie. Uite așa, da, spune, ai copilărit la... bunici, la țară, la... Sau imaginează-ți că dacă ai văzut amintiri din copilărie, așa am fost eu, ca și Nică. Hai, povestește-ne un pic. Am fost un copil privilegiat de dragostea bunicilor, la maxim. Am fost un copil foarte neastâmpărat, că n-am fost rău, niciodată n-am fost rău intenționat, ci neastâmpărat. Tu ești singur la părinți? Da. Da. Se înțelege. Și vreau să spun că în localitatea bunicilor mei, Bunești, de lângă Gherla, localitatea de Bașnia a tatălui meu, acolo mi-am petrecut cam toată copilăria, toate vacanțele în copilărie. Și acolo am beneficiat de tot ceea ce înseamnă vatra satului străveche, care era chiar în capătul satului, știi? Aproape de zona aia, pe poduri, așa spune. Așa. Și de zona asta mai modernă, să zicem, a satului, mai aproape de oraș. Da. Îmbinând astea două lucruri, știi? Mi-am creat o copilărie extraordinară. Bunicii tăi mai trăiesc? Doar bunica mai trăiește. Și când te întorci acolo, ce simți? O bucurie și o durere. Câteodată nu mă regăsesc în ceea ce se întâmplă, știi, pentru că nu mai vâlva aia din sat. Noi eram zeci de copii acolo, așa, știi? Este. Stăteam seara pe lembă, adică pe mai ales acolo în și nu încăpeam. Și mai ții legătura cu copiii de atunci? Da, cu mulți ne mai auzim, dar doar ocazional, știi, da. La o sărbătoare sau când ne vedem acolo la... Câte un eveniment mai puțin fericit, că vezi tu că la țară în ultima perioadă... M-a impresionat cântecul tău și merită un videoclip pe măsură. Acum... Păi sper că acum, dacă vine fata, știi, să-i găsesc un rol și să demarez. Acum am înțeles ce mi-ai spus înainte de a... În pauza publicitară mi-a spus că gândești un videoclip, dar ți se pare foarte greu realizabil. Acum, încercând să vizualizez cântecul tău, să-l pun în imagini, într-adevăr este dificil, dar nu imposibil. Nu, bineînțeles că nu e imposibil. Nimic. E un cântec care scoate în evidență tot ce înseamnă valoarea satului românesc. Inclusiv... De-aia am ales ca strofa cu biserica și cu masa de după slujbă în care se slângeau toți la masă, fie chiar în mijloc, chiar în atenția publicului. Pe mine mă doare faptul că folclorul nu-i la loc de cinste și că nimeni din țara asta nu militează pentru a găsi o posibilitate de a susține în continuare meșteșugarii, creatorii și persoanele care încă practică tradiție. Dar tu ce crezi că ar trebui să facem noi ca artiști? E un subiect foarte dificil. E mult de discutat. Uite, îți dau un singur exemplu. Colindul. Eu l-aș patenta. Aș face patent, da. Colindul, ai voie să faci asta, 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 aș crea niște criterii, iar eu, Adrian Socaciu, tu, Cosmin, tu, Amalia, dacă vrei să ieși pe piață cu un cântec numit Colindul X, da? Trebuie să aibă niște elemente pe care tu să le respecti. Adică, dreptate. Dacă e din zona cutare, tu trebuie să fii îmbrăcat în portul respectiv. Așa fiecare dintre noi, artiștii, ar susține folclorul. Folclorul în țară, asta e ca și industria. Toată lumea trage din ea, nu mai merge înainte.
Și până la urmă, nu, noi nu o să mai avem entitate. De ce nu o să mai avem entitate? Pentru că nu se mai păstrează valorile străvechi pentru care cineva o luptat și-o pierdut viața, știi? Și o creat și o și acele valori cu promovat care acel... toată chestia asta fără nicio condiție financiară din partea nimănui. Și cu acele valori, acel popor se identifica da, bineînțeles, față de alte, bineînțeles. Alte culturi și alte popoare. Ai perfectă dreptate și ai atins un subiect foarte, foarte sensibil și pentru noi, cel cu colindul și cum ar trebui să fie. Ai o idee senzațională pentru lucrul ăsta. Și la fel e și pentru jocul popular. Nu orice cântec, trebuie să știm cu toții. Uite, că nu exemplu... orice cântec de Crăciun poate fi numit colind, după părerea mea. Da. Da, da, se poate numi cântec de Crăciun fără nicio fără problemă. Nicio problemă. Absolut deloc, da, pentru că e o piață liberă și toată lumea are dreptul la liberă exprimare. Dar în condițiile în care tu asociezi un costum tradițional cu un cântec... De joc? Să zicem, nu. Un colind de joc, așa numeam noi... Cu un cântec, da. Să zicem, care nu face parte din context, de ce tu, artist, să-l influențezi negativ pe copilul meu, care nu mai înțelege nimic din ceea ce faci tu acolo? Nu, așa lasă-l pe ăla la alt, care asociază cântecul cu tradiția, cu ținuta, să-i arate. Asta, uite, asta înseamnă folclor. Că noi, la un moment dat, nu o să mai știm ce e la folclor. Și deja suntem pe drumul ăla. Păi, suntem pentru că ne duce lumea, să zicem așa, ne duce valul. Și ne duce lumea și valul ăsta? Nu știu, tot este... căutăm, știi cum? Am înțeles varianta. Cu niște oameni care doresc să lucreze. Corect. Cu niște oameni care și-ar dedica următoarea etapă, să zicem, a vieții, pentru a lupta, de a ține tradițiile. Uite, de exemplu, nu mă opresc decât la costumul popular, știi? În Gherla, de exemplu, asta e o cămașă luată, deci e model 1 la 1 cu o cămașă de nuntă, știi? O cămașă de mire. Efectiv, și modelele, fiind cruci, știi? Cruci, ca să-i ajute Dumnezeu la... picior în viață, pe știi? Drum, pe drumul ca... Da, și uite, vezi? Totul are semnificație. Bineînțeles, tot este un patent, da? Cândva, așa. Niște țărani și-au bătut capul și-au inventat chestiile astea, mă înțelegi? Ca să fie, să aibă sănătate, să aibă ulciorul, să aibă, știi, să aibă tot pe el, să fie împopoțonat, știi? Da. Așa este. Cu siguranță, bine ai zis că este un subiect foarte mare și sunt multe de discutat pe această temă, dar nu-i târziu nici într-o ediție următoare să începem, practic, cu această discuție, ca să avem timp. Da. Cine e jocul de-a rândul? O să vedeți cine e. Hai să vedem. Te rog să te pregătești, să vedem cine e jocul de-a rândul. Hey, susținem și noi folclorul atât cât putem prin intermediul emisiunii. Facem și noi ceva acolo, din ce a zis Adrian. O cărămiduță mică punem și noi. Și vârte fetile toate, eu dă-te meșa-n spate, eu dă-te meșa-n spate. Hai mândrețu cu zgurița, hop-șașe, iar-așe, hai să te învârca silvoița.
drag, la 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 la. Bate cizma, bate cizma păturea, la 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 la. Să vârte lângă arcuș, ca și apa-n vârticuș, ca și apa-n vârticuș. Da, să vârte lângă arcuș, ca și apa-n vârticuș, ca și apa-n vârticuș. Hai, mândruță, să te joc, copșașe, iarașe, îi tăiesc Dumnezeu noroc, ei, ha! Turbat, floarea florilor din sat, floarea florilor din sat. Și învârteta turbat, floarea florilor din sat, floarea florilor din sat. Păi și mândruță-i tinere, obșașe, iarașe, păi să învârte-ne dracoie, ei, ha! Hai, asta e pentru jucă, după Paște. Ce jucăuș s-ai găsit acolo? În videoclipul tău, jucăuș de seamă. Uite, cântecul ăsta are un moment tragic în viața mea. Decesul instructorului de la ansamblul Românașul, al Roman Viorel. Ah. Tot ceea ce găsești tu în cântecul acesta ca și vers se referă la jucăușul ăla autentic. Jucăușul care efectiv avea cămeaș audă în spate, învârtea cea mai frumoasă mândră din sat, era pătimaș de bătea efectiv pe picior, știi? Toate chestiile astea le găsești în cântec pentru că e un elogiu adus pentru omul acesta care efectiv mi-a schimbat viața, știi? Atâția ani alături de mine. Da. Eu am remarcat în cântecele tale niște cuvinte și niște slove foarte, foarte frumoase, niște metafore pe care rar le întâlnești, rar le întâlnești în ziua de astăzi. Mi-a rămas în minte, cum spunea acolo, hai mândrățu cu zgorița să te învârt ca Silvoița. Exact, și mie mi-a rămas. Numai cine o învârti la Silvoița știe ce înseamnă. Poate să facă analogie cu jocul popular. Știi? Așa că la Silvoiță ce era? Era ritmul ăla de haița, 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 de un ciardaș, știi? De un estam. No, și îți dai seama că la cât învârți acolo, păi mai și cânți, mai și, da. Și faci. Plus că dacă faci o asemănare între mândră și Silvoiță, știi? Mă refer la gust. Da, 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 de asta zic. Gustul ăla crud, știi? Nimic nu-i pus la întâmplător acolo. Nimic nu-i pus la întâmplare. Ei, pentru că mai avem puține minute la dispoziție din spațiul emisiunii noastre, te-am rugat să ne povestești așa despre dacă ai vreun proiect pe rol acum, un proiect de viitor, album, știu eu. Am foarte multe lucruri pe care vreau să le fac. Știu, ți-am urmărit un pic și pagina de YouTube și am văzut chiar că acum, ești, foarte, da. Ești foarte pus la punct. Chiar acum îmi creez propriul website, să zicem. Lucrez în paralel atât pe parte de folclor, cât și pe parte de muzică ușoară. Și îmi doresc ca ambele să le fac foarte bine. Eu sunt artist de muzică populară, dar ca să cânt muzică ușoară, eu mă pregătesc. Mă duc la ore de cantă săptămânal cu doamna profesor Marina Simionescu și îmi doresc ca, na, să spun istoria. În clasa a doua, părinții m-au trimis la Tito Minitop. Da, am mers 2 ani de zile, cântam renumita rock and roll, mă înțelegi? Și de atunci a rămas în mine dorința. Stilul ăsta libertin de rocker, știi? Și motociclist și îmi place viața. Am înțeles. Dat fiind faptul că singura posibilitate în urmă cu
16 ani de zile, 17 ani, era Școala Populară de Artă, care a deschis o secție la Gherla, eu eram în timpul liceului, în clasa 10-a, am zis, hai să încep să merg, pentru că, na, trăind la țară atât de mult timp, știi, în vacanțe, mi-a plăcut foarte mult muzica populară. Și am început să cânt. Na, odată ajuns la școală, ți se deschid orizonturi, știi? Da, așa este. Na, am ajuns la Cluj, am petrecut 6 ani de zile la ansamblu Românașul, știi? Și de atunci, odată cu evenimentele și cu trendul ăsta în care ne duce lumea, am zis, mă, uite, hai să încerc și pe muzică ușoară. Și îmi place. Da, îmi am văzut aici și cântece de muzică ușoară. Ai, la un moment dat, câteva înregistrări și cu romanțe. Și dacă nu mă înșel, ai și participat sau vei participa sau te pregătești pentru un festival de romanțe sau participat la un spectacol? Am participat și am vrut să particip chiar și anul ăsta, dar nu, cu pandemia. Cu... Am înțeles. Dar ai participat la un spectacol, ai fost în distribuția unui spectacol, unde ai interpretat romanța, așa-i? Da. Bine, mi-aduc eu aminte și îl găsiți pe Adrian Socaciu pe YouTube, că eu acolo l-am găsit cântând romanțe. Deci tu romanțe. Vrei să creezi și un album chiar de muzică ușoară? Acum știi să cum așteptăm... Vezi tu că trendul ăsta a creat un album deja nu mai chiar de muscă. Așa actualitate. Da. Vezi că mașinile noi deja nu mai au CD player, în primul rând, că toate sunt pe USB, știi? Chestia asta m-a tras un pic în spate, pentru că e un efort financiar de care știți și voi și vezi că în actualitate nu mai e, că... Da, se mută toată, dau la Cosmin, toată lumea. Mă înțelegi, în pasat, cum mai poate se mută în online. Da. Și trebuie să ne mutăm și noi în online. Dar trebuie să avem grijă și de cei care nu știu să folosească online-ul ăsta așa de bine, că e mai adevărat. Sunt mulți printre noi. Ei, e un gând pentru telespectatorii noștri, așa, pe final de emisiune? Vă urez tuturor sărbători fericite, cu multă căldură și multă înțelepciune, să fiți sănătoși și bucuroși și să ne vedem cu bine în viitoarele emisiuni. Dar nu înainte să mulțumesc familiei, soției mele și soacrei mele pentru tot sprijinul pe care mi-l acordă și mi-l voi acorda de acum încolo. Așa, să nu uiți de familia ta, că o să ajungi acasă și n-o să fie rău tare, dar o să fii criticat așa subtil. Adrian, îți mulțumim din suflet că ne-ai trecut pragul astăzi. Cu drag. Așa cum spuneam, Alea, îți dorim mult succes în cariera ta. Să vină fetița pe lume, să fie sănătoasă, să crească mari. Mulțumesc. Voi să fiți sănătoși și să ne mai vedem tot aici în platoul nostru. Ori de câte ori mă invitați, o să vă onorez cu prezența. Așa cum îi spuneam și Mărioarei, dacă ai ceva material nou sau vrei dacă să și da, dacă nu ai sau vrei să transmiți telespectatorilor ceva important, un material nou sau știu eu orice altceva, să ne anunț și cu drag vom da. Promit mai departe. Hai, Ardeleanu-i omenos. Ardeleanu-i omenos, așa spune Adrian Socaciu. Dragilor, și noi trebuie să ne luăm la revedere de la dumneavoastră. Și ne revedem duminica viitoare cu o ediție, specială dedicată florilor, așa că spunem de pe acum la mulți ani, ca să fim primii, nu? Da. Tuturor celor care purtați nume de floare, nu uitați, veți sărbători alături de noi. Și cei care nu poartă nume de floare, puteți sărbători. Cu siguranță, cu toți sunteți invitați la sărbătoare. La revedere, ne vedem duminica viitoare la fel la ora 14:30, aici pe AgroTV, emisiunea pentru dumneavoastră, pe la noi, duminica. Nu plecați până nu-l ascultăm cu toții pe Adrian Socaciu, Ardeleanu-i omenos. Și oricând în lume am fost, nu este și nu-i ca și la realul nostru. Oriunde și oricând în lume am fost,
și nu-i ca și-n arealul nostru. Aici mândra e faină, omul-i bun și n-ar sus să face din pomă de prun, măi. Așa-i și la noi în sat, măi, de la Dumnezeu lăsat, măi, la 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 la. Aici dai, da, aici dai, eu amin, dragi, oriunde și oriunce ca să te bagi. Aici dai, da, aici dai, eu amin, dragi, oriunde și oriunce ca să te bagi. Masa-i plină de bucate, hai și e, și n-ar bei păsăturate, hai și be, măi. Ardelea nu-i omenos, măi, așa-i e când o fost, mă, la 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 la. Te-ntâlnești, da, te-ntâlnești un ardelean, s-ai gând bun, da, să și omul și dușman. Te-ntâlnești, da, te-ntâlnești un ardelean, s-ai gând bun, da, să și omul și dușman. Că el suferi cu faptile ori vorbile, nu-ți spală nici Dumnezeu păcatile, măi. Știi ce-i aia omenie, dai astru la mânie, la 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 la. Joc și voie bună, ardelenii și vecinii să adună. Unde joc, da, unde joc și voie bună, ardelenii și vecinii să adună. Să-mi ghie unul pe altul, hai la joc, hai la unde-ți e pălincă, hai noroc, măi. În sufletul legământ, în cap tăți pe acest pământ, la 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 la. Acest pământ, pe la la la.